În cadrul adunării generale a Societății de Cruce Roșie din România, ce a avut loc astăzi în corpul K al Universității Valahia, Raed Arafat a fost propus ca vicepreședinte al SNCRR, iar Floris Lăzărescu, actualul președinte al Crucii Roșii Dâmbovița, și-a anunțat candidatura pentru un nou mandat. La eveniment au participat reprezentanții ai autorităților județene și locale, primari, directori și inspectori șefi de instituții, dar și sponsori și colaboratori importanți pentru Crucea Roșie. Într-adevăr, am avut mai multe întâlniri în acest sens și eu cred că Crucea Roșie, indiferent că sunt ales că vicepreședinte, nu sunt ales că vicepreședinte, nu asta mă interesează mai mult să văd Crucea Roșie funcționând. Atunci când o să avem nevoie de ea, într-adevăr, în situațiile de criză și în situațiile de calamități. Pentru mine, Crucea Roșie a fost o organizație în care m-am implicat chiar în anul 1990. În Cluj, Crucea Roșie Germană. Din punctul meu de vedere, Crucea Roșie Română mai are foarte mult de făcut că să ajungem la nivelul în care, într-adevăr, pe plan național, Crucea Roșie să aibă, hai să zicem, aceeași putere care o are Crucea Roșie în țări cum este Germană, Germania, cum este Italia, cum sunt alte țări europene care au Crucea Roșie foarte puternică.